Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne-am întors, da. Astăzi suntem fierți pe vacanțe și costuri, facem planuri, nu ne ies deloc bugetele. Citesc că Grecia este pe primul loc la creșterea cheltuielilor turiștilor. Deci la creșterea prețurilor, practic pentru turiști. Cheltuielile de călătorie și ce se întâmplă în țările respective cu banii turiștilor au crescut cu 25% în Grecia și Spania, an pe an cum ar veni, cu 20% în Italia, cu 16% în Franța. Toate destinațiile mediteranene sunt în fruntea listei vizitatorilor europeni. Stai un pic, scrie. Dacă știe cineva cât costă benzina în Grecia în zilele astea... Hai mă, că a fost scumpă întotdeauna în Grecia. Dați-ne mesaje. Păi unde să facem un calcul? Eu alimentam în Bulgaria întotdeauna. 0728-3132. Cât e benzina în Grecia? 95... Benzina 95. De 95, da. Bă, deci, ok. 25% în Grecia, mie mi se pare... mai enorm. Mult. Adică, na. Pe de altă parte, știi, aici este vorba de cheltuieli în țările mediteranene. Destinații turistice, cu cât au crescut prețurile acolo. Dar la noi, noi nu suntem țară mediteraneană. Că poate de aia nu suntem în statistică. Adică mă uitam că unul dintre șefii de la ANPC, ANPC, Protecția Consumatorilor, a postat o poză cu prețul sticlei de apă, o apă minerală, românească, obișnuit, 16 lei la Costinești. 16 lei. Apa de 2,5 litri. A, de 2,5. Mă, 16 lei? E multă apă. Da, da, e și mult leu. Serios, cum e posibil așa ceva? Adică, na, ea, cât costă apa în supermarket la... În supermarket e vreo 3 lei, 4-5 lei. Acum aia de 2 litri. Da, între 4 și 5 lei. Da. O altă relatare economică a Pugnet vorbește de prețurile pentru mâncarea de pe litoralul românesc. Cât costă un pește pe plită, zice această anchetă. 100 de grame de biban de mare la plită, 19 lei. Rapanele la plită, 70 de lei, 250 de grame. Tentacule de caracatiță, 95 de lei. Bun, astea sunt, hai să zicem, că rapane găsește Marea Neagră, dar da. Bibanul de mare caracatiță se importe. Da. Vama veche, 100 de grame de chefal, 16 lei. 100 de grame de deci chefal. Înseamnă 160 de lei kilu. Da. Dar în restaurantele pescărești din Năvodar, porția de calcan costă 105 lei. Scrumbia la plită, 65 de lei. Pe faleza din Eforie Nord, cartofii prăjiți sunt vânduți cu 10 lei 100 de grame. Hai mă, lasă-mă. Asta e exagerare. 100 de lei kilo de cartofi. Bun, înțeleg. Transport, ulei, curățare, manoperă, în regulă. Da, dar 10 lei 100 de grame? Da. Eu am avut surpriza asta neplăcută de mai mult timp pe astea de la noi, de livrat mâncare. Dacă te uiți pe la toate cărciumile, cam așa sunt cartofii. 20 de lei porția de 200 de grame, deci 100 de lei kilo. Cartoful prăjit a devenit un fel de... Cum e cartof congelat, presupun. Nu contează. Unii au congelați, unii au proaspeți, fiecare cu talentul lui. Dar cartoful prăjit a ajuns cum era până acum apa în cârciumi, știi? Înainte să fie gratis. Când te ardele la... Cei mai mulți bani îi făceau cu apa. Că mâncai ce mâncai tu pe acolo, dar o apă era 10 lei și era în supermarket un leu 50 pe vremea aia. Și făceau profit foarte mare din apă. Acum, senzația e că cel mai mare profit se face la cartoful prăjit. Că știi cum e? Ții un burger, ții ceva, dă-mă și un cartof prăjit. Cât e? 50 de lei burgerul? Cât mai sunt cartofii? 20 de lei. 50... Hai să iau acum, na. Fii atent. 50 de grame de mămăligă. 6 lei. Mă, 50 de grame de mămăligă, o lingură de mămăligă. Deci, în 12 lei, 120 de lei kilo. Mămăligă, bun, hai că pui apă în ea, că nu e totuși... Băi, 50 de grame e o lingură de mămăligă, serios. Cum să dai 6 lei pe o lingură? Deci să nu mai zicem de... Dar la bulgari oarecare ori mai fi prețurile. Benzina în Grecia între 1,90 și 2,10. Pomană. Ăla e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.